Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Încheiem săptămâna, o săptămână cu o criză politică fără precedent, după 4 luni de guvernare PNL, USR Plus, UDMR. Am văzut și am asistat la un război politic fără precedent, greu de imaginat acum 4 luni. Pe de altă parte, la cum arată România și cum arată miniștrii acestui cabinet și cum arată liderii politici care ne conduc, liderii care formează majoritatea de guvernământ, de guvernare, nu era o mare surpriză sau era de așteptat ca într-o perioadă de poate jumătate de an de zile să se ajungă la o asemenea criză politică. Este o criză politică care pleacă de la orgolii, de la foarte multe preocupări pentru imagine, pentru comunicare. E o guvernare minată de interesul multor lideri politici. Îl numesc aici și pe Florin Câțu, și pe Ludovic Orban, și pe Dan Barna, și pe Dacian Cioloș. Toți acești patru lideri politici se proiectează și își gândesc pașii pentru anul 2024. E o inflație de pseudocandidați la președinția României și lucrul ăsta se vede după cum arată conflictele și schimbul de replici în alianța de guvernare. Fiecare încearcă să se poziționeze. Florin Câțu a stat 4 luni la cutie, a făcut o demonstrație de forță și a intrat practic în cămașa de prim-ministru. Este aplaudat de liberal după ce vreo 3-4 luni îl criticau liberalii mai în surdină că este lipsit de mână forte, că nu ia măsuri, că nu se impune în această funcție complicată de premier. Însă cei de la USR Plus vor să-i plătească lui Florin Câțu. În continuare, cam toți liderii USR Plus spun că Florin Câțu trebuie să plece de la Palatul Victoria pentru ca această alianță de guvernare să continue. Mâine este ședința cheie, este o ședință politică importantă. Vedem ce se va întâmpla. A intervenit în acest scandal și Ludovic Orban, care îl susține 100% pe Florin Câțu. Și atrage atenția că toți miniștrii care îl mai critică sau care l-au criticat pe Florin Câțu în această săptămână, pentru că au fost niște schimburi de replici extrem de dure, de fapt mai degrabă niște acuzații extrem de dure venite din partea miniștrilor USR Plus la adresa lui Florin Câțu, acei miniștri trebuie să-și facă bagajele și să plece. Invitatul meu special din această seară este fostul președinte al României, Traian Băsescu, europarlamentar PMP. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule Băsescu, încep cu dumneavoastră. În studio este alături de noi Dan Bucura să ne asiste. Aș începe, domnule președinte, cu o paralelă. Mai mulți comentatori, cei care își aduc aminte de anii Convenției Democrate, 96-2000, spun că la momentul respectiv, oarecum similar cu ce se întâmplă acum pe scena politică, dumneavoastră și Partidul Democrat la acea vreme, care făcea parte din alianța CDR, se comportau oarecum cum se comportă acum cei de la USR Plus. Mai reactivi, mai independenți în guvernare. Putem face o asemenea paralelă? Da, numai că, spre exemplu, e ușor de făcut paralela politică, dar v-aș aduce aminte ce garnitură avea la vremea aceea Partidul Democrat. Era Petre Roman, era Babiuc, era Radu Berceanu, era Duvăz, era... deci era o garnitură de erați oameni. Erați dumneavoastră. Era o garnitură de oameni politici destul de grei, pe când USR-ul încă nu are o garnitură cu care să aibă suficientă portanță pentru un astfel de război. De altfel, nici nu cred că va fi un război. Sunt declarații care foarte curând vor fi închise. Dintr-un motiv simplu. Cum ar arăta USR-ul în opoziție alături de AUR și PSD? În primul rând, ar fi pur și simplu umbriți în opoziție de PSD, care e un partid mult mai mare și mult mai experimentat. În al doilea rând, modul în care USR-ul poate să dovedească ceva este având un mandat de succes la guvernare, ca de altfel și primarul capitalei, Nicușor Dan, care fiind un exponent al USR-ului
de la originile acestui partid, trebuie să demonstreze. Ori în opoziție nu poți să demonstrezi. Deci nu cred și mi se pare că aruncăm prea ușor termenul criză politică. Și fac o mică paranteză. Am intrat pe YouTube, mai sunt consemnate câteva emisiuni din perioada 96-2000, când dumneavoastră erați ministrul transporturilor, erați un lider important al Partidului Democrat, ați fost și remaniat și dumneavoastră la vremea respectivă. A fost un scandal politic atunci în CDR. Unii spun că dumneavoastră l-ați generat sau o parte din Partidul Democrat, dar nu am văzut în respectivele dumneavoastră declarații, în emisiunile care erau atunci la televiziunile de știri în perioada respectivă, asemenea invective adresate de dumneavoastră către premierul Ciorbea de atunci sau către alți lideri din Partidul Național Țărănesc. Adică vreau să spun că era o limită. În momentul ăsta, în acest moment politic, după o săptămână, invectivele și jignirile până la urmă între oamenii care teoretic fac parte din aceeași echipă sunt greu de imaginat. Eu mi-imaginez sau încerc să imaginez cum o să arată o ședință de guvern în care Florin Câțu la masă o să stea lângă acest domn Cătălin Drulă. Dar haideți să vedem declarațiile care sunt savuroase în sine. A fost un gest irresponsabil, un gest de imaturitate politică, un gest meschin, aproape aș putea spune, un gest pe persoană, nu un gest instituțional. Acest comportament în care răstori masa pentru că te simți sfidat, în care întotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalți și nu ții responsabilitățile proprii, în care nu-i simți pe toți ai tăi, deși, și aici o spun foarte clar, USR Plus a fost un partener extraordinar de loial, poate mai loial chiar ca propriul partid al premierului în această coaliție. Asta este un comportament de anti-lider, din păcate. Este o dezamăgire, dar eu sper că există înțelepciune și știu că există înțelepciune. Sunt oameni politici din contră sau cumva în contrast, care sunt maturi și cu capul pe umeri și picioarele în apă rece și la Partidul Național Liberal, care își dau seama că guvernarea nu stă într-un singur om. Și în momentul în care faci astfel de arunci în aer totul cu un gest de imaturitate, eu am 5 ani de experiență politică, n-am poate 20 sau 30, dar e suficient să-mi dau seama că ești un zombie politic în acel moment. Zombie politic, da, cadavru politic, adică este, ce este domnule Băsescu sau ce a vrut să spună Cătălin? Domnul Mănăstire, domnul ministru al transporturilor are o singură problemă. Spune că are doar 5 ani experiență în politică. Marea lui problemă este că n-a citit Constituția și orice se discută instituțional în orice situație, iar această situație are rezolvare în Constituție, care scrie așa, la articolul 85, aliniatul 2. În caz de remaniere guvernamentală, președintele revocă și numește la propunerea primului ministru pe unii din membrii guvernului. Deci, Florin Câțu a acționat absolut instituțional, nu el l-a revocat pe ministrul sănătății, pe Voiculescu, el doar a făcut o propunere pe care președintele, dacă o considera inoportună sau incorrectă, o putea refuza, dar președintele a dat curs acestei propuneri considerând că este o propunere de remaniere îndreptățită. Asta este interpretarea la ce s-a întâmplat. Dacă președintele considera că nu este oportun, că nu e îndreptățit, că nu e corect, că este abuziv, n-ar fi dat curs propunerii pe care a făcut-o premierul. Deci când ai primul ministru și președintele, care amândoi sunt de acord cu remanierea unui ministru, este greu să vii pe urmă cu discursuri de genul acestui domn de la transporturi,
care pur și simplu îl umilește pe premier. Așa ceva este intolerabil și Câțu ar face bine să pună repede mâna pe Constituție și să-i aplice articolul 85, aliniatul 2, cel pe care vi l-am citit mai înainte. Puterea decizională supremă în guvern este a premierului. Putere decizională care ține de la remanieri și până la aprobarea actelor normative propuse de miniștri. Degeaba un ministru și tot cabinetul ar fi de acord cu o hotărâre de guvern, cu ordonanță de urgență sau cu ordonanță, când premierul spune nu, ea nu trece, chiar dacă toți ceilalți membri ai guvernului sunt de acord. Așa funcționează guvernul României în baza Constituției. Deci ce a făcut domnul Drulă este un atac mizerabil la adresa premierului, în condițiile în care, prin cele ce a declarat, domnul Drulă dovedește că e ministru, a jurat să respecte Constituția, dar nu respectă articolul 85, aliniatul 2. Deci cred că Drulă trebuie să-l urmeze pe Voiculescu. Domnul președinte, da-mi bucurat sunt. Aș vrea să intru și eu în dialog cu noastră, pentru că v-am ascultat teoria, este corectă, dar am câteva, să spunem așa, nuanțe la ceea ce a spus dumneavoastră. Ați spus în prima parte a intervenției că în momentul de față, din punctul nostru de vedere, nu avem de-a face cu o criză politică, ci cu mici neînțelegeri. În paralel însă, dumneavoastră faceți trimitere la acel articol din Constituție potrivit căruia premierul ar trebui să-i radă pe toți acești răzvrătiți. Pe toți aceștia, am vorbit de Drulă. Păi da, nu, eu de unde vreau să duc discuția? Aici nu este cazul electronului Drulă care a sărit pur și simplu că are ce are cu premierul. Îl avem pe fostul ministru al sănătății care l-a desființat la propriu pe Câțu. Mai că nu l-a făcut exponentul mafiei. Deci a ieșit acel ministru al sănătății pe care noi toți românii l-am avut în ultimele luni și în mâinile căruia ne-am pus speranțele, a ieșit să ne spună că pe el nu l-a schimbat nici premierul, nici președintele. L-a schimbat mafia. Mi se pare grav. Al doilea reprezentant al aceluiași partid e domnul Drulă. L-am auzit pe domnul Dan Barna, vicepremier al României, mărând și domnia sa la premierul Câțu. Adică aici mie îmi pare că e o chestiune concertată, nu sunt nici un electron liber sau doi, că ăsta-i schimbat sau că ăla are nu știu ce nemulțumire. Adică mie îmi miroase un pic totuși și a criză, că nu s-a trezit unul vorbind în baie, ca să-l citesc pe Dragnea, ci pare așa o acțiune concertată, iar Câțu, iertați-mă că vă spun asta, o spun și telespectatorilor, senzația mea e că suferă puțin de celebru sindrom Stockholm, acela al abuzatului care se îndrăgostește de abuzator. Că altfel nu înțeleg cât mai duce și cum mai duce. Toți ăștia sar, îl tăvălesc și el ne spune astăzi cu nonșalanță că guvernarea e roz. Nu credeți că totuși e o acțiune gândită la partid? Adică chiar să fie de capul lui fiecare? Domnul Bucura, vă rog. Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu am analiza a ceea ce efectiv se întâmplă. Eu asta am exprimat. În momentul de față, suntem în situația în care un ministru a fost remaniat. El a fost remaniat absolut constituțional. Și privind la modul cum a gestionat ministerul și îndreptățit din punct de vedere al acțiunilor și inacțiunilor domnului Voiculescu. Deci avem guvern, avem majoritate parlamentară, avem președinte care susține și majoritatea parlamentară și guvernul și avem și majoritate parlamentară care susține președintele. Niciuna din elementele unei ecuații de instabilitate nu este funcțională în momentul de față. Eu aștept cu mult interes discuțiile care vor urma în coaliție, pentru că după analiza mea,
USR-ul ar face cea mai mare greșeală să treacă în opoziție. Pur și simplu ar fi gest ținut și gaș și cred că și ei au analiza asta. Nu pot merge să fie făcut sandwich în opoziție între PSD și AUR. Domnule președinte, s-ar mai vedea. Poate că nu așteaptă cei de la USR Plus, poate că nu vor să iasă de la guvernare, poate că forțează să fie scoși. Și fac o trimitere cu partidul. Asta e altceva, domnul. Vedeți? Dacă discutăm... Asta e altceva, numai că nu li se va întâmpla. Păi dacă continuă să-l sfideze, adică ce a făcut Dulă la nivel uman... Preavârșiți ca să-i scoată ei de la guvernare. Pe cât să reziste și Florin Câțu, Drulă, repet, la declarația care este, cum să spun eu, niciun comentator, în mod paradoxal, nici cei de la PSD, nu au folosit cuvinte atât de grele la adresa lui Florin Câțu cum a făcut o Drulă. Să-l faci pe premier zombie, cadavru politic. Adică e, deci, repet, nici cei din opoziție nu fac lucrurile astea. Și asta trebuie să înțeleagă și Dan Barna și partidul lui. Nu poți să te adresezi, ministru fiind în cabinetul Câțu, în modul acesta lui Florin Câțu. Este clar. Bun, dacă este vor forța exclus, prin declarații... Drulă a devenit remaniabil. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă premierul ar continua să accepte modul ăsta de lucru al unor miniștri USR care nici măcar nu respectă Constituția în atitudinea lor. Păi, și ar ce să, deveni ce să un fac? Guvern... de tip turnul Babel, în care fiecare e cu a lui. Ori guvernul, linia guvernului o dă premierul. Și niciun ministru nu are dreptul să conteste acest lucru. Dar faptele ne vor dovedi dacă va fi așa. Probabil că îl vor sfida în continuare pe Florin Câțu, cum a făcut o Drulă. Toți miniștrii, apropo, spunea Dan Bucura, dacă ați observat în această săptămână prima dată, a ieșit Dan Barna. Apoi următorul ministru care l-a atacat pe Florin Câțu a fost Claudiu Năsui. Nu la nivelul lui Drulă, dar l-a atacat și Drulă. L-a atacat și Năsui de la economie. A venit Cătălin Drulă, l-a atacat și Teleman de la comunicații, mai în stilul lui, mai cum să spun eu, mai diplomat așa, dar oricum atacul extrem de dure. Nu va fi pus Florin Câțu în fața faptului împlinit în sensul în care va avea revoluție în guvern și va fi obligat, practic, să remanieze unul câte unul dacă vor continua lucrurile astea? Nu, Drulă trebuie remaniat luni și în rest trebuie discutat la coaliție, pentru că celelalte ieșiri au fost mult mai puțin grave decât aceasta a ministrului transporturilor, care a fost pur și simplu nechipzuită și mie îmi pare rău de băiatul ăsta, că pare a fi un băiat instruit. Un tânăr politician care m-ar putea să aibă succes. Genul ăsta de opoziție foarte virulentă va prinde? Am făcut paralela cu Partidul Democrat de acum foarte mulți ani, pentru că chiar dacă comparația persoană cu persoană nu ține, pentru că da, aici vă dau dreptate, politic vorbind și expertiza ministrilor PD de atunci este net superioară față de ce prezintă băieții ăștia tineri din generația mea de la USR Plus, dar ca abordare cam acolo e, adică un partid mai agresiv, domnul, în declarații. Nu chiar, domnul Mănăstire. În primul rând, Ciorbea era după un an de guvernare în care nu luase nicio decizie, că de la asta a pornit conflictul meu direct cu el. Stăteam cu hotărârile de guvern, spre exemplu, pentru reabilitarea drumurilor naționale existente cu banii de la Banca Europeană de Investiții și el nu mi-aproba hotărârile de guvern cu proiectul care trebuia să fie la bancă. Deci sunt două situații total diferite politic. Sunt total diferite, iar vă rog să vă aduceți aminte că la vremea aceea Ciorbea deja își crease reputația că nu ia nicio decizie.
Acolo nu a fost vorba de faptul că numai eu eram sufocat de indeciziile premierului. Erau sufocați toți miniștrii PD. Toți miniștrii PD erau revoltați că nu aproba nimic. Aveam un an și ceva, erau teancurile de proiecte de hotărâri sau proiecte de ordonanțe sau proiecte de legi, erau adunate la cabinetul premierului și degeaba le discutam. Aduceți-vă aminte că devenise un calvar ședințele de guvern. Le începea dimineața la 10 și ne prindea miezul nopții fără nicio decizie adoptată. Deci ajunsesem la un nivel de exasperare în relația cu Ciorbea. Bun, dar credeți că cei de la USR Plus îi vor recunoaște funcția și puterea lui Florin Câțu? Pentru că este un joc de orgolii și evident cam acolo merge. Nu poate funcționa guvernul fără recunoașterea ierarhiei guvernamentale. Domnul Mănăstire, guvernul în care nu se recunoaște ierarhia guvernamentală nu poate funcționa. Păi, dacă fiecare ministru o face pe prim-ministru sau pe vătaful de pe moșia lui, s-a terminat. Nu mai e guvern, e un turn Babel pe care Parlamentul trebuie să-l sancționeze prin moțiune de cenzură. Bun, Ludovic România Orban... are nevoie de un guvern care să lucreze, nu care să se certe. Și vi se pare că acest guvern lucrează? Unii miniștri mai lucrează, spre exemplu, mi-a plăcut foarte mult actualul ministru de interne când era la transporturi. Nu știu dacă tot ce și-a dorit în lumea asta e să fie la interne, dar la transporturi a fost un ministru bun, a pregătit proiecte multe, trebuie licitate. Mă mai gândesc la alți miniștri, cu greu poți să remarci un ministru, dar guvernul ar putea lucra totuși. Ar putea lucra pentru că obiectivul lui primordial acum trebuie să fie utilizarea banilor europeni. Spre exemplu, până în 2023 trebuie să avem angajate toate cele 30.000 de miliarde pe care îi primim grant, îi avem la dispoziție de la Comisia Europeană. Din acel fond de redresare și reziliență, în afară de banii din buget, care ni se cuvin tot 42 de miliarde de euro. Deci acest guvern are pe masă 42 de miliarde plus încă 30, 72 de miliarde. Bătălia lor trebuia să fie prezentarea și pregătirea documentelor pentru Bruxelles. Înțeleg că planul nostru de redresare și reziliență nu întrunește încă exigențele Bruxellesului. Aș vrea să văd din cei 6 piloni... E o informație, domnule președinte, sigură, pentru că domnul Ghinea, alt lider important al USR, spune că a făcut un plan bun. Și aici e o discuție că nu se înțeleg liberalii cu cei de la USR și nu s-au înțeles pe acest PNRR. Dar dumneavoastră știți în momentul ăsta că nu ni s-a acceptat acest plan? Deci făcut din când nou... știu planul, programul României nu este încă acceptat de Bruxelles. Păi și domnul Ghinea nu este la Bruxelles să negocieze? Unde e domnul Ghinea? Cine poartă negocierile din partea României? Nu știu, e greu de spus. Cred că sunt lăsate sarcinile pe reprezentanța noastră de la Bruxelles, unde într-adevăr avem o șefă a reprezentanței foarte bună, experimentată în probleme europene. O știu de când mergea cu mine în delegații la Bruxelles, la Consiliile Europene, dar eu aș pune și altfel problema. Foarte bine ați trimis hârtiile la Bruxelles, prima dată au fost întoarse, acum din nou sunt sub semnul întrebării. Eu aș pune altfel problema. Aș vrea să aud de la miniștrii de linie, decât că se ceartă între ei, aș vrea să aud:
în planul României sunt următoarele obiective de mediu. În planul României au fost incluse următoarele obiective de infrastructură. În planul României au fost introduse următoarele elemente pentru digitalizarea României până în anul, și vreau să știu în ce an vor să termine digitalizarea. Deci sunt lucruri pe care ei nu le comunică. Dar, domnule președinte, la Bruxelles nu ar trebui să fie premierul Câțu să poarte aceste negocieri? Nu. Niciun premier nu vine. El, când sunt momente de blocaj, vine ministrul de resort sau e însoțit de specialiști din minister. În niciun caz nu stau premierii la Bruxelles cu săptămânile până când funcționărimea de la Bruxelles se dumirește cu proiectele statelor membre. Niciun premier nu stă să... Da, bună observație. Chiar o să ne interesăm ce se întâmplă cu acest PNRR. Acum 3-4 săptămâni vă invocam că între liberali și useriști sunt mari discuții. A venit Ghinea, dacă vă aduceți aminte, atunci în conferința de presă, Ghinea și Barna, fără ca premierul Câțu să fie prezent la acea conferință de presă, i-au luat fața și au prezentat PNRR-ul, repet, ministrul Ghinea și vicepremierul Barna, practic asumându-și ei din partea guvernului, partea USR plus din guvern, asumându-și acest plan de dezvoltare. Domnule președinte, o concluzie apropo de... mai dați, câte luni mai dați acestui guvern? Că e greu de crezut că se vor împăca așa de ușor după episodul cu Voiculescu. Și va fi fericire și patru ani de zile vor guverna. Domnul Mănăstire, îmi este greu să fac o evaluare cât va rezista. Eu am credința că acest guvern va găsi resurse de negociere în coaliție pentru a rămâne stabil. Pentru că vreau să fie foarte clar, dacă ne lipsește ceva ca să ne fie foarte rău, este o criză politică. Și aici vreau să fac o observație. Astăzi am văzut pe toate canalele propaganda, am trecut la Standard & Poor's, ne-a dat calificativul stabil. Stabil la ce? Că suntem pe ultima treaptă investițională înainte de junk. Deci țara are de la Standard & Poor's calificativ 3B. Deasupra lui e 2B, deasupra lui 2B e 1B, deasupra lui 1B e A, deasupra lui A e 2A și deasupra lui 2A este 3A. Iar 3B este ultima treaptă investițională. Nu trebuie să defilăm cu marele succes plecând de la premisa că oamenii nu știu ce înseamnă stabil 3B. Înseamnă că nu ai un risc imediat să ajungi la junk, la nerecomandat pentru investiții și pentru împrumuturi chiar. Deci România nu este pe roze așa cum se defilează de vreo 24 de ore. Ne-au dat stabil, calificativul stabil, fără să spună 3B stabil. Deci ultima treaptă înainte de a intra în categoria geam. Așa că acești bani de la Uniunea Europeană, fie că vorbim de 30 de miliarde pentru redresare și reziliență, fie că vorbim de 42, chiar 43 de miliarde din bugetul alocat din fondul Uniunii, din contribuția statelor membre pentru dezvoltarea României, sunt bani vitali și asta ar trebui să fie preocuparea fiecărui ministru. Uite, drulă ăsta, dacă venea și spunea, da, nu-s de acord cu remanierea lui Voiculescu, dar asta e Constituția, n-am ce-i face. Vreau să vă spun, dragi români, că în Planul Național de Redresare și Reziliență am introdus următoarele proiecte.
De ce este important să le anunț? Pentru că aceste proiecte nu mai sunt, odată introduse în Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt proiecte pentru care sunt bani. Pentru că guvernele au obligația să facă un Plan Național de Redresare și Reziliență în limita sumelor pe care le-au alocate. Deci orice proiect este inclus acolo, este finanțat, este ca și finanțat, cu condiția să fie un proiect corect analizat și prezentat. Mie mi se pare că dezbaterea publică generată de guvern este o dezbatere publică care e departe de prioritățile reale ale României în acest moment. Domnule președinte, fac o paralelă. Acest guvern, în special tinerii miniștri de la USR Plus, au venit pe o platformă de încredere foarte, foarte ridicată, da? Oameni tineri și competenți. De fapt, în esență, plecarea lui Voiculescu de la Ministerul Sănătății, cred, asta este opinia mea, că a avut legătură cu incompetența și cu inadecvarea și cu nepriceperea acestui tânăr Voiculescu. Ce ne face să credem că un Ghinea, că un Drulă, care sunt tineri și, repet, susțin că sunt competenți, vor reuși să aducă banii ăștia europeni, vor reuși să facă proiectele, că până acum avem doar o spoială, doar o imagine. Cum a fost și în cazul lui Voiculescu, pus la muncă efectiv, da? Domnul Voiculescu a livrat și a livrat scandal public și toate lucrurile cunoscute. Domnul Mănăstire, eu vă pot garanta că la fonduri europene Ghinea este un pafarist. Deci aici nu există dubii. Eu am citit primul program de redresare și reziliență, care a fost foarte slab și a fost trimis cu banderolă neagră înapoi la guvernul României. Nu știe nimeni ce conține al doilea plan sau nu s-a făcut public. E pus așa să-l citească cine l-a citit, dar nu stau românii să citească 200 de pagini. Trebuiau să iasă miniștrii să spună ce este în acest plan. Acum, ce pui în plan și cum alcătuiești proiectul în sine pe care îl trimiți pentru ca finanțarea să se deschidă, este altă poveste, iar domnul Ghinea nu știe cum se fac aceste proiecte. Păi și atunci pe ce să ne bazăm dacă domnul Ghinea este pafarist, cum spuneți dumneavoastră, adică pe afară? Da. Adică o formă mai elegantă să spunem că e incompetent. Păi ce ne facem? Că până la urmă toate reformele astea se vor sfârși în competența sau incompetența acestor oameni. Domnul Mănăstire, uite să vă dau un exemplu. L-ați susținut pe candidatul la primăria Capitalei din partea USR-ului, da? Pe domnul Nicușor Dan. Păi când eu mă uit și văd că în bugetul primăriei Capitalei el își propune să schimbe 26 de kilometri de magistrală principală, vă rog să mă credeți că pot să-l declar oricum numai responsabil, nu. Bucureștiu sunt foarte multe cartiere care în toată iarna asta o zi au avut apă și trei nu. Și o știu de la salariați de-ai mei. Ar fi trebuit să vedem în planul de redresare și reziliență costurile introduse pentru 500 de kilometri de conductă magistrală de înlocuit la Radet. Într-un an, domnule președinte, sunt 1000 pe rețeaua principală și 4000 pe aia secundară. Păi cu 40 de kilometri, Nicușor Dan termină într-o 100 de ani. Romanul Gabriel Garcia Marcheș. N-am văzut un astfel de proiect PNR. Sau știm că aducem agentul termic în cartierul aviației tocmai de la CET Sud. Traversează tot Bucureștiul.
De ce nu văd în PNR o mini-centrală de quartal pe gaze care funcționează cu randamente de 75-80%? Astea standardele azi. Deci da. Cred că și Câțu a făcut o mare greșeală că n-a dus acest PNR în dezbatere parlamentară. Repet, nici măcar nu l-a prezentat premierul Câțu acum o lună. Dacă mi-aduc aminte bine, a fost doar domnul Ghinea și domnul Barna în conferință. Dan Bucura, tu ești mai pozitiv legat de guvernarea asta și de competența acestor oameni? Pentru că, revenind la cazul Voiculescu, ăsta a fost un caz gen hârtie de turnesol, pentru că am văzut un om atât de galonat, cu un PR atât de mare. Toată lumea lăuda, toată lumea spunea că el este omul providențial. El, despre el și propaganda lui despre el, vorbea ca fiind omul care va reforma sănătatea. Și am văzut un mandat jenant până la urmă, în fruntea sănătății, încheiat cu acest scandal public. Și aș reveni un comentariu, domnule președinte și Dan, despre faptul că Vlad Voiculescu a spus cu subiect și predicat că a fost schimbat de către mafie. Mafia l-a schimbat de la vârful guvernului. Nu e nimic de interpretat semantic aici, dragă Silviu. Nu e o chestiune cu manta, poate n-am înțeles noi cum a fost povestea aia cu doamna Dragu, care era astăzi nostalgică după guvernarea Năstase și care a ieșit și a explicat că de fapt poate am înțeles noi greșit. Ne explică domnul președinte Băsescu. Cu schimbarea făcută de către mafie și nu de către premierul României și de președinte, Vlad Voiculescu a fost mult mai clar, cuvânt pe cuvânt, cum spunem noi jurnaliștii. N-am înțeles nimic altceva și nu era nimic altceva de înțeles. Mafia l-a schimbat, asta spune omul. Deci nu pixul premierului și al președintelui, ci mafia. Ori ăștia doi reprezintă mafia, eu asta înțeleg, asta e viața, n-am cum să nu ide. Dar orice om de bună credință înțelege asta, adică, limba română, totuși la nivelul ăsta, facem acum, e ușor de înțeles. Și acest om, dragă Silviu, că vreau să ajung la lucrul ăsta pentru că mie mi se pare halucinant, a avut grijă de sănătatea noastră a românilor în câteva luni crunte, groaznice, teribile. Și eu întreb, că la fel ca sute de mii de români, care stăm disciplinați în casă, care stăm în genunchi cu afacerile, cu finanțele și așa mai departe, care suntem îngrijorați de soarta noastră a românilor, omul ăsta a fost conștient în astea patru luni? Omul ăsta care vine și îmi spune astăzi că guvernul României, că statul român, că cum mama naibii s-o numi, cum a zis, nu mă anglește, nu știu, a folosit un termen, umblă la cifrele, mermelește cifrele morților. Da, pentru cunoscător, deci, mermelit este un cuvânt de mahala. E un argot. Un argot de mahala foarte de jos în speță. Sigur nu l-a învățat acolo unde a terminat facultatea. A învățat Voiculescu cuvântul mermelit la Viena? L-a învățat unchiul Nic, habar n-am, nu mă interesează unde a învățat. Dar eu te întreb, deci 4 luni de zile sănătatea mioritică a fost păstorită de unul care îmi spune azi că autoritățile statului mermelesc morții, că au fost mai mulți, mai puțin. Deci de asta stau eu de 2 luni de zile în casă și respect tot ce îmi spune guvernul ăsta, nu, și tot ce îmi spun autoritățile. Vlad Voiculescu să folosesc exact explicați-mi și mie să înțeleg cuvintele ceva, pe care le folosește. Nu vorbește nici Sile Cămătaru, a băgat ceva nici în ventilator. Omul bagă ceva în ventilator, nu spun ce, să arunce pe toți cei din prejurul ventilatorului. Domnule președinte, Anca Dragu, doamna Anca Dragu, președintele Senatului, a spus apropo de această guvernare USR Plus, pardon, că ar trebui ca Adrian Năstase să fie un model de competență pentru USR Plus și că să ne amintim că cel mai performant guvern este și cel care ne-a dus către aderarea la Uniunea Europeană. A fost guvernul de la începutul anilor 2000, guvernul condus de Năstase. Este doamna Anca Dragu, de la Partidul Plus, al doilea om în stat. Eu știu că nu Adrian Năstase ne-a băgat în Uniunea Europeană, că s-a întâmplat prin 2007. Anca Dragu a fost trimisă la Fondul Monetar Internațional să reprezinte România de către guvernul PSD, de către guvernul Năstase. Și performanțele în tandem ale FMI și ale guvernului Năstase au fost privatizarea Petrom, privatizare Sidex, privatizare Rafo,
privatizare Banca Agricolă, privatizare Rodipet, vânzare distribuții de gaze. Ce scandal cu Rodipet. Vânzare 8 distribuții de electricitate. Dar nici măcar istoric nu e corect. România s-a integrat în Uniunea Europeană în 2007, nici măcar istoric. Negocierile au fost începute în anii 2000, început anul 2000. Adică nici măcar istoric, doamna Dragu... Dacă zicea de NATO, părea că are... Deci, dânsa cererea, joacă. Cererea de începere a negocierilor de aderare a fost formulată înainte, în anul 1997. Corect. Și începerea negocierilor a avut loc în februarie 2000, în timpul guvernului Țărescu. Năstase a continuat și a încheiat trecerea prin capitole, dar fără să rezolve problemele la capitolul mediu, justiție și mai erau încă vreo două, cu care a trebuit să lupte guvernul din 2005-2006. Și atunci, doamna Dragu, ce face? Îi învață pe tinerii de la USR Plus miniștri să ia bunele practici de la guvernarea Năstase. Da, adică dacă tot adică s-a vândut Petrom, Sitex, Lafo, Alro și băncile, acum să vândă portul Constanța, aeroportul, rezervele minerale, de în linie resursele. Cu mari succese ale guvernului Năstase. Interesant. Păi, doamna Dragu, repet, are experiență. O ultimă remarcă, domnule președinte, apropo de, mai avem 4 minute, de cum a supraviețuit încă o dată Raed Arafat. Pentru că înainte de demiterea lui Vlad Voiculescu, discutam aprins despre tragedia de la Victor Babeș, despre ce s-a întâmplat la Foișor și cam toate datele factuale, faptele, domnule președinte, îl indicau pe Raed Arafat și DSU fiind implicate în operațiunile astea. Și îl vedem pe Arafat că a scăpat încă o dată, miraculos. E cineva, acum vă întreb foarte serios, e cineva care ține așa o mână de asta, o forță nevăzută deasupra lui Arafat? Nu cred. Știți, era un serial Highlander, Nemuritorul. Raed Arafat este un nemuritor. A fost numit în funcție de demnitară în 2007 de guvernul Tăriceanu și a supraviețuit până acum cu toate gafele. Iar dacă discutăm de dezastrele din sănătate, evacuarea de la Foișor, dezastrul de la Matei Balș și tragedia de la Victor Babeș sunt ale domnului Arafat în mod categoric și nu ale Ministerului Sănătății. Sigur, am văzut astăzi pe premier făcând declarații sub sigla SMURD. Îmi este greu să înțeleg, cred că niciun alt demnitar în România n-a supraviețuit cu atâtea eșecuri, dar domnul Arafat reușește să supraviețuiască. N-aș vrea să adâncesc subiectul pentru că s-ar putea crede că este o chestiune personală. Nu, eu am citit de multă vreme că este unul care e extrem de talentat pe imagine, dar în spatele lui e plin de putregai, chiar dacă salvările sunt noi și au ajuns la pompieri în loc să ajungă la serviciul de salvare, care este prin tradiție cel care trebuie să ocupe de intervenții la accident. E o întreagă discuție, a scăpat, Dan Bucura, o remarcă și din partea ta, a scăpat, dar mai mult a devenit și mai puternic Raed Arafat odată cu ieșirea din peisaj al lui Vlad Voiculescu și este practic luat în brațe de Florin Câțu, cum remarca și președintele Băsescu. A spus foarte bine domnul președinte Băsescu, el este un supraviețuitor, există personaje de genul ăsta în executivul mioritic în mai multe locuri. Era, de exemplu, acum nu mai e, dar era un domn Gherghina, dacă ți-amintești tu, la finanțe. Omul ăla făcea bugetul, el era un fel de Arafat al finanțelor. A schimbat miniștrii peste miniștri,
Israel era acolo, așa a fost și cu Arafat. Când vin miniștri, gândiți-vă în ce situație sunt, cum au fost și ăștia când au luat guvernul. Arafat era un cartof încins, ce faci, îl schimbi, te cerzi, nu știi cât sari pentru el, cum sari. Ai avut experimentul din mandatul și din perioada lui Traian Băsescu, când ai văzut cu oameni în stradă, cu lupte de stradă, ce au fost atunci, nu-l mai vrei pe el, mai bine îl lași undeva, îl uiți. Din păcate însă pe noi ne-a lovit această nenorocire, această pandemie, în care Raed Arafat a fost nevoie să fie vioara întâi. O vioară stricată, dezacordată, o vioară strâmbă, cum vrei să-i spunem. Asta e realitatea. Da, altfel era un supraviețuitor. Revin la tragedia de la Victor Babeș. Da. Mai facem istoria. Acum. Da, acum o săptămână și jumătate. Trei oameni au murit în aceste tiruri ATI. Da. Sunt tirurile cumpărate de Raed Arafat. Da. Antamate de Raed Arafat. Luate din fundația lui Raed Arafat. Ești, fiind, îi pui trei întrebări indiscrete, că ți-l amintiți și la Matei Balci cum a ieșit atunci cu cât tupeu, mai avea puțin să cerne certe colegii jurnaliști cum deși permis să-l întrebe lucruri de bun. Domnule președinte, o întrebare scurtă și vă rog dacă se poate răspuns. Rămâne Florin Câțu premier anul acesta? Da. Devine președintele PNL? Nu. Dacă vrea să rămână, trebuie să-și modeleze aspirațiile. Orban va rămâne, dacă nu candidează Boc, Orban va rămâne președintele PNL-ului și Câțu premierul. Păi și pune PD-ul mâna pe partid, domnul președinte. Cum păi să... Nu, atenție că aici trebuie făcută o distribuție de putere. Un Câțu care ar aspira să ia locul lui Orban ar zdruncina foarte puternic PNL-ul, pentru că Orban este un om de partid, are foarte multe organizații care mulțumesc, sunt solidare cu el. Scurtă pauză comercială, rămâneți alături de noi.